Valoric secund în rugby-ul românesc. O centrare a lui Bancu, lovitură cu capul destul de periculoasă și scoate Buzbuchi în ultimă instanță. Va fi lovitură de colț. Iarăși o fază care nu a anunțat cine știe ce, plecată de la același Bancu. Foarte bună centrarea pe care a reluat-o Bărbuț cu capul. Trebuie însă sportiv să recunoaștem și faptul că apărătorii centrale ai viitorului au avut un plasament greșit, foarte mare distanța între ei. Bărbuț, care nu este un jucător de detentă, a reluat cu capul acum bară într-o ocazie monumentală. Chelici, dacă nu mă înșel, este cel care a trimis în stâlpul porții lui Buzbuchi, cel care pare logodit cu zeița Fortuna în această seară. Iată-l pe Buzbuchi. De două ori salvat în 24 de minute de barele laterale ale porții. Aruncă Martiș de la margine, deviază Colici, un șut